Sâmbătă 12 octombrie, începând cu orele 21 în sala polivalentă din Giurgiu, se va desfășura Super Combat Grand Prix, cel de-al patrulea eveniment de gen din acest an. Biletele au fost puse deja în vânzare, așa că se anunță o prezență numeroasă a celor care iubesc acest sport. Deja la sala polivalentă au început primele pregătiri, în sensul că se tunde gazonul din fața sălii, iar în interior totul strălucește, iar cei care vor transmite meciurile în direct efectuează primele probe de sunet. Pentru că actualele tribune sunt insuficiente, numărul de locuri va fi suplimentat, iar vineri va fi montat ringul pe care vor urca cei mai buni luptători ai geniului. În ceea ce privește programul galei de sâmbătă de la Giurgiu, acesta este următorul. Turneu categoria grea, semifinala 1, Dorin Robert vs. Ibrahim Arab. Turneul 2, categoria grea, cea de-a doua semifinală, va conține meciul dintre Abderrahmane Koulibaly vs. Thomas Van Este. Super Fight, categoria grea, va cuprinde meciul dintre Damian Garcia și James Wilson. Super Fight, categoria super Chrysler 95 de kilograme, va conține meciul dintre Redwan Cairo vs. Sebastian Ciobanu. La Super Fight, categoria Chrysler 91 de kilograme, vor lupta Amir Zeyeda vs. Bogdan Stoica, iar turneul categoriei grea, adică finala, se va disputa între învingătorii celor două semifinale. Gala Super Combat de la Giurgiu va fi transmisă în 30 de țări de pe 5 continente. Bugetul galei este asigurat de drepturile de televizare și de sponsor, dintre care și grupul de filme Nova Force Giurgiu. Primăria Giurgiu va pune la dispoziție doar sala și logistica.